Bună ziua, bine v-am regăsit din studioul Ziarului Incomod într-o nouă emisiune în care l-am alături de mine pe colegul meu Cătălin Stavri. Bine ai revenit! Bună ziua, mulțumesc! În ediția de astăzi aș vrea să discutăm un pic despre politica de pe plan local, despre partidele care se vor bate la aceste alegeri locale, mai ales din prisma faptului că în această săptămână în studioul Incomod un membru de bază al PNL a venit și a făcut niște dezvăluiri fără precedent. Vorbim despre lucruri care au fost vehiculate în ultimii ani în spațiul public, dar până acum niciun membru din interiorul partidului nu le-a confirmat. Și anume ne referim la faptul că în PNL Ploiești și în Consiliul Local Ploiești, consilierii votau în funcție de ceea ce spunea doamna senatoare Roberta Anastase, președinta organizației. Însă, partea interesantă sau revoltătoare, chiar putem să-i spunem, este aceea că de multe ori se vota contra ploieșteanului, în detrimentul oamenilor, cu scopul de a-i face rău primarului în funcție. Ești jurnalist de foarte mult timp. Ai mai văzut așa ceva la Ploiești? Da, am văzut. Dar nu am văzut un om din interior care să vină și să spună aceste lucruri. Am urmărit cap-coadă emisiunea aia, domnului Sârbu. Noi îl urmărim de multă vreme pe domnul Sârbu Gheorghe, consilier local PNL de 4 mandate. Chiar am și spus, dânsul era mereu în linia întâi. Adică de fiecare dată când exista o ceartă în acest mandat între PNL și primarul Volosevici, de fiecare dată cel, dacă nu primul, nu exista dată în care domnul Sârbu să nu spună ceva. Adică domnul Sârbu era prezent. Au mai fost și alți consilieri care s-au contract cu primarul, că urmărim și noi ședințele live sau participăm, dar domnul Sârbu era nelipsit. De aceea când colega noastră Oana a venit și a spus, uite ce discuție am avut, uite ce se întâmplă, zic ok și zic orice politician sau, mă rog, om de la administrație care a mai venit în emisiune și spune și el oful, supărările și zic ok, dar zic, întrebările noastre vor fi la obiect și chiar am urmărit emisiunea, adică domnul Sârbu și dumneata ai făcut parte din acest sistem pe care îl reclam. Și am văzut și cum a decurs emisiunea, adică n-a venit Sârbu să spună am fost și eu un nevinovat și nu mai pot, a zis am făcut parte din chestia asta, să-i spun așa, să nu o denumesc altfel, și am venit să spun, a și motivat povestea cu soția și cum arată alte orașe, lucru care pe mine nu m-a surprins, pentru că aceste chestiuni se întâmplă de ani de zile, adică nu Roberta Anastase a inventat faptul că președintele unui partid controlează Consiliul Local. Dar într-adevăr, de data aceasta, că știți că am avut crizele acelea la tine în emisiune cu luminițele, da, care era o chestiune importantă pentru mulți bătrâni și copii și am făcut trenul în gară. Și la fel, atunci știam și eu discuțiile, că noi mai avem surse pe partide, că totul e făcut ca să nu iasă bine Volosevici. Acum, asta am spus și atunci, războaiele astea politice sunt, cel puțin eu le cunosc de 20 de ani de când fac presă în Ploiești, nu au atins astfel de cote alarmante, ca să spun așa. Adică acum urmărind emisiunea și chiar vă invit, chiar merită, adică ați văzut că nu vă spun când vin la emisiune, urmărit toate știrile Incomod, toate articolele, toate emisiunea, vă spun și așa din când în când ce îmi sare și mie în ochi, deci nu stau să fac reclamă tuturor articolelor și site-ului. Chiar o să vedeți și vă confirm și eu că știu din interior ce se întâmplă într-un partid politic, mocir la asta, și repet, nu e vorba de doar de Roberta Anastase, de PNL și de acest mandat. Asta se întâmplă în urmă. Faptul că a venit domnul Sârbu acum și a venit la noi, că PNL, știți cum e, fiind la putere, nu prea se vorbește. Că nu, așa e de obicei. Când un partid de la putere are din ce în ce mai puțină presă de opoziție. Și să nu asfaltezi străzile ploieștenilor. Dar mie mi se pare, și repet, discut de chestia asta nu în mod special de cazul de față. Mie se pare gașca asta politică, găștile astea politice care au fost pe aici, s-au perindat, conțin și mulți proști. Adică, și eu spun tare și răspicat,
adică tu care ai multă presă, ai și bani să investi, adică chiar nu poți să asfaltezi și să ieși să spui, să spui un rahat de cameră video, să filmezi consilierii locali și să spui, doamne, uitați, nu e meritul lui Volosevic, e meritul consiliului local, și să investești resurse pentru a-ți promova consilierii locali, tu preferi varianta asta scurtă și proastă? Lasă, bă, nu asfaltăm străzile, să nu zică lumea de primar. Adică, ce te costă? Pui două camere la o ședință, când discută consilierii locali PNL despre asfaltarea străzilor, îi trimiți o invitație și lui primar, că nu vine, oricum, că te țin certuri. Și filmezi două ore și dai pe propriile canale de Facebook, pe ziarele de partid pe care le ai, uitați, domnule, două ore muncim seara pentru asfaltarea străzilor. Și mâine veți vedea că vine și primarul și discută. Bă, populația înțelegea. Vedea, nu? Că două ore nu poți să te scobești în nas, mai și semnezi hârtii. Și vedea oamenii la muncă și atunci partidul, în speță PNL-ul, că de el vorbim, câștiga notorietate ca partid. Proprii oameni, pentru că și muncesc, adică nu vedeți că toți sunt niște scursuri, sunt și unii care sunt ok. Eu mi-am exprimat simpatiile pentru doi consilieri PNL aici, care simpatiile mele personale, bazate pe activitatea lor profesională pe care o văd pe Facebook. Că nu mă sun cu ei, nu mă văd cu ei la cafea, doar citesc, mai văd și imagini care susțin textele, că așa pot să scrii. M-am trezit din dragoste pentru Ploiești, sunt frumos și deștept și eu să te cred. Nu. Când am văzut și în speță am spus și de Măchițescu și de Aurelian Tudor, ne-am deplasat pe stradă, am făcut poze. Evident că omul ăla a fost acolo. Sunt adică nu pot să neg că nu a dat curs problemelor unor ploieșteni. Din moment ce văd filmările, văd mesajele. Asta am spus. Și de asta spun, de exemplu, nu sunt toți idioți. Dar în general, sistemul ăsta și ordinele venite și cine face această strategie este foarte proastă. Și atunci, ce se întâmplă? Lasă că iese unul ca Gheorghe Sârbu. Mai sunt și jurnaliștii care spun asta. De exemplu, noi cu apa caldă am spus atunci. Dom'le, iarăși o chestie care ne afectează pe toți, din cauza acestui război PNL primar. Și strategia la fel a fost proastă. Lasă-i pe aia ca să-l înjure. Bă, dar tu nu te gândești, adică, nu știu, du-te dimineața, fură-i ceașca de cafea primarului, să nu mai bea, să fie nervos, trimite punul și filmează, îl prinzi din offside. Adică nu pot să cred că nu există idei cum să tragi unui primar, politic vorbim, nu altfel. Și ajungi și, ce, nu asfaltați. Bă, cum adică nu asfaltați? Eu ți-am spus și vorbeam așa atunci, uitați-vă pe Facebook-ul primăriei Ploiești, căutați ședința aceea când s-a înființat Termoploiești. Băi, frați, începe ședința în care, nemai putând să o ducă în zona în care PNL-ul nu are nicio vină, deși toate cazanele astea de apă erau la ei, la CJ, nu mai aveau cum să o mai dreagă. Presa națională scria adevărul, presa locală mai, mă rog, mai omitea, mai, mă rog, cum e la noi. Presa națională și SG4, media, Hot News, gata, a terminat șmecheria. Cât poți să-ți o manipulezi local, au ieșit site-urile astea mari, pa. Și au zis, gata, faceți Termoploiești. Deci, strategie de partid. Acest Termoploiești, ca să plece vina de la județ, să vină la noi, la local, la consiliul local, că era treaba consiliului local. Păi și începea. Deci m-am uitat la ea de vreo 4 ori. Dacă n-am râs, primul, Gheorghe Sârbu, da, care a fost la noi. Deci se discuta despre oameni care trebuie să aibă apă caldă. În primul rând, mulțumim CJ-ului. Nu uitam. Cum? Mulțumim CJ-ului că ce? Că ne pasează vina. Asta, mă rog, aș trebui să spună. Că mulțumim CJ-ului că noi facem compania de apă și o să ne ocupăm noi de apă. Nu Sârbu, cum îl știm. Zic, bă, asta a fost la partid, știi, scenă. Tu zici așa, temă. Ok, și discută acolo. Intră oamenii în detalii tehnice. Facem, dregem, cu primar, fără primar. Următorul, Nicodim, viceprimar. Bună ziua, Nicodim, serios, băiat, educat. Așa, primul rând, stăteam în gât aici, știi, primul rând, știm că e filmat, în primul rând, mulțumim CJ-ului, revenind. Și atunci am zis, bă,
că o fi fost Roberta, că o fi fost Iulia. Bă, eu poți bagi joc, bă, de 13 alinia să-i pui, băi, încep tu, da, mulțumești CJ-ului, da, dar parcă o și vă pe Roberta, că nu-i cu degetul. Așa, după aia ai tu cuvântul Nicodim, da? Deși tu mulțumești CJ-ului. Și așa zic, bă, lasă-ne, hai să discutăm de apă caldă, hai să ignorăm CJ-ul. La fel, o altă strategie proastă. Când toată lumea înjură CJ-ul că are apa caldă și a făcut bine, a zis, ia luțăm-o la Ploiești, dacă tot... Adică nu era o chestie, trebuia să facă mai din timp. Tu trebuie să-i spui, tu mulțumești. Nu, frate, nu. Și s-a ajuns la situația asta în care oricum noi știam că mulți consilieri locali sunt nemulțumiți de treburile astea. Pentru că e sub demnitatea lor să ieși, să te faci de râs public, da, că te pune cineva. Și ți-am spus că nu sunt fanul Robert Anastase deloc. Dânsa a fost fana noastră când scriam de PSD și investigam afacerile PSD când erau la putere, erau fanii noștri. Acum că s-au întors un pic borcanele, PNL-ul ne dă în cap unde ne prinde. Și de asta spun, nu dânsa a inventat treaba asta. Întotdeauna președintele de partid, organizație locală și controlează CL-ul. Dar după cum știm, cunoaștem și noi consilieri locali, ziceau, mă, ce vrea să facă primarul în funcție? Dom'le, să pună doi brazi. Bă, afectează orașul? Nu. Bine, hai mă să-i o tragem. Politica, nu vrem să-i dăm doi brazi. Acum deja s-a ajuns prea departe. Da, la chestii serioase exista faza, o limită. Chiar am vrut, chiar trebuia să facem asta decât, dar era White Tower-ul mai important, că a apărut știrea ieri. Mă mir că organele de cercetare penală n-au intrat pe fir cu povestea în care bagi banii în TCU falimentar și vine un director de acolo și spune cum să încep restructurările. Cu ăștia 6 pe care mi-a adus nu știu cine și să-i angajez sau cu ăștia alții 5 pe care mi-a adus altcineva din PNL? Băi, mai ușor cu traficul de influență, știi? Și iarăși, nu PNL-ul a inventat asta, și PSD-ul făcea, adică nu pot să zic că nu făcea și PSD-ul, că nu și-a angajat pile de partid. Toți. Asta, în opinia mea, sistemul ăsta politic prost e fix ca un cancer și gândește-te că la ora actuală, nu știu care sunt posturile de la TCE, dar sunt convins că există 11 ploieșteni mai competenți, sunt mai convins, pricepuți. Sau poate, poftim, nu în cazul TCE, dar multe cazuri, că mai cunoaștem și noi funcționari de ăștia bătuți în cap și aduși politic. Luat, băi, ce ai făcut? A lipit afișe. Așa, ce mi-ai făcut? A cărat cafea la partid și zahăr. Bine, bă, tu te acolo. Cunoaștem, bă, ăștia, bătuți în cap. Adică deschizi gura, n-ai ce vorbi cu el. La maniera asta, nu vorbesc cât de competent e pe... Dar sunt convins că undeva 11 ploieșteni nu-și găsesc de muncă, în timp ce 11 lipitori de afișe, cărăuși de cafele și de genți și de ce mai care e pe acolo, s-au dus să ocupe niște locuri, plătite destul de bine, nu? 3, 4, 5 mii de lei pe funcție de execuție, adică nu sunt... Și asta se întâmplă, dar la fel. Eu nu înțeleg de ce niciodată n-a intrat în zona asta, că am mai avut celebrul caz cu Dragnea, cu angajări fictive și aici un fel de trafic de influență când te duci și spui, creezi posturi, votați AGA, CEAuri, ăștia de la partid trebuie să ocupe posturile, trunchiați concursurile, niciun... Bine, am mai discutat și despre instituțiile de forță ale statului român, dacă ajungi să umbli în armat și cu, apropo, unul din ăștia cu mafia deșeurilor și-a luat armă. Am văzut probabil la senatorul prin noi că se apără cu arma de ei, să iau și o armă. Că... E mai fraier. Da, să nu fiu mai fraier, cu ghilimele de rigoare. Da, și revenind, asta se întâmplă. Chiar urmăriți-mi și cu Sârbu. Deci credeți-mă, tot ce spune că suntem chemați, că în momentul în care avem un război, ni se spune să votăm împotrivă. Nu le spune Roberta, votați împotriva ploieștenilor să-i nenorocim. Nu, spune să, nimic din care să iasă bine primarul. Orașul întunecat, fără luminițe, putea să fie folosit și să fie altcineva primar. Dacă intră în gura partidului, se întâmplă nenorocirile astea. Și într-adevăr și oamenii spuneau din PNL că s-a ajuns prea departe, mai ales de la faza cu luminițe, când credeți-mă că am primit foarte multe felicitări și mesaje de la peneliști, care au spus, da, hai să ne războim cu Volosevic, hai să-i dăm în cap politic, bă, da, hai să nu ne bate în joc de o zi pe an, nu? Sau cât sunt două, luminițele. Două, trei, mă rog, săptămâni de țin mai mult luminițele, dar ai un Crăciun, un Revelion. Moș Nicolae se aprinde și undeva până un Sfântul Ion, maxim Sfinte. O lună. Da, ideea e că oamenii ies în perioada Crăciunului și ți-am spus, loveai în bătrâni și copii, frate, adică exact categoriile astea pe care un stat normal la cap trebuie să le protejeze, nu? Că bărbatul, femeia în puterea vârstei mai se descurcă, mai ia o bâtă, mai se apără copilul și bătrânul, trebuie protejat un pic altfel. Până la ăștia le luai. Și atunci și ei au spus, domne, noi n-am avut pe o să mărim la partid.
prea mult, dar făceam ca băiatul ăla din filmarea cu blestemele de pe TikTok, Mizil. Eram toți. Nu luminițe. Hai totuși, lasă că îi găsim noi lui Volosevi să nu facă un parc. Și a fost, și asta e părerea mea. Un cancer, o număr destul de mare de papagali fără bun simț, modelul ăla care spune, mă, du-mă să mă angajez, ce dacă iau locul ăla. Uite-te, de ani de zile, de când țipăm, nu-ți vezi să mai fac concursuri. Da, toată lumea e detașată. Ai văzut că șefii mea e detașată? Pentru că au niște posturi păstrate pe care și le blochează în caz că nu mai merge detașarea, unde să se întoarcă. Dar uite, și până alte structuri am început să facă interviuri video. Și atunci, dacă rămâne în arhivă, îl vezi pe unul că e prost și că nu e în stare să ocupe funcția. Și ei, păi, la întrebări și se duce în zona de penal. Bă, de ce l-ai pus pe prost? L-am zis că leagă două vorbe, de ce l-ai pus șef? Și uite, asta se întâmplă și în poliție, de exemplu, că tot au fost valul ăsta de pensionări în poliție, în magistratură. Mai se fac și de-astea, nu miri, ca să nu mai dai concurs. Lasă-mă, te duci 6 luni, te mai prelungesc încă 6 luni și ai un an de șef, după aia o mai vedea noi. Asta e o chestie care nu știu dacă vreodată se va ajunge la o normalitate în care să nu se mai întâmple. Și evident că nu se vrea. Dracu, iei un webcam și îl pui, doamne, concurs la cine? 11 posturi la TC. Da, pune camera asta în colț. Măcar întorci un laptop și îi dai play. Nu vor, pentru că altfel nici oamenii n-ar mai trage la partid. Și aici s-a ajuns la situația asta în care, vedeți, chiar spun a treia oară, e de urmărit tot ce spune omul ăla, care toate astea se sparg în capul ploieștenilor, da? Și să vii tu să nu dai bani la străzi când sunt, iar îmi jur că iar în fiecare zi cauciucurile mele mă blesteamă cu bulevard, cu hopurile astea și cu, nu știu exact, nu mă pricep la lucrări, dar cred că e destul de cald, dar trebuie făcute, nu știu, nivelate sau fă o pantă sau... Cred că trebuie deci, să mai vină un strat de asfalt, dar nu înțeleg ce se așteaptă cu el. Și aici, pe bulevard, ai văzut, vrei să faci dreapta pe lângă stațiile de autobuz, ai ceva, da, beton. Mai ceva aici, găurile alea de canal sunt foarte umflate. Da. Și uite, acolo știu că e o lucrare, oricum, dat, adică s-au alocat banii, dar în alte părți, pe alte străzi, s-au luat banii, din, așa au hotărât partidul. Și cineva ar trebui să oprească astea, da? E atât de mare războiul ăsta și mai ales acum atât de mare disperarea asta. Nu mai avem timp, poate într-o ediție viitoare să dezbatem și situația. Mai au cei de la AUR să-și numească... Da, să se hotărească pe cine vor avea înțeleg candidat. Că e hotărâse, dar la fel veni o gașcă din Rosal, că Rosal e în toate, și în politică, și în poliție, și pe peste tot, și pe stradă, și așa, și au vrut și ea să acapareze ceva și înțeleg că sunt niște discuții, că să dea gașca Rosal un pic la o parte din AUR și să-și numească și ei. Am văzut astăzi ca știre că i-au prângit lui Ilian Dumitrescu, controlul judiciar, 60 de zile. Da, pe... aici va fi interesant dacă îl validează până la urmă conducerea națională ca și candidat. Asta târnă un pic mai greu la imagine. Dacă ridica acel control judiciar și cerceta în stare de libertate, era o altă chestie. Pentru că discuțiile sunt, și eu cu asta închei, sau dacă mai tu ceva să mă întrebi, cam așa se vehicula. Doamne, PNL-ul, care vine cu Bogdan Nica, doctorul Nica, managerul spitalului județean, cum îl știm noi, chiar dacă și-a schimbat denumirea, și Iulian Dumitrescu, care trebuie să recunoaștem e o forță, de multe puncte de vedere, și influență și financiară și relațională, poftim. Și pe partea cealaltă, Virgil Nanu, care este prefect, și cu Andrei Volosevici, care domnul Nanu nu are experiență politică, nu e atât de ieșit, dar are Volosevici notorietate, mă rog, imagine bună sau rea, e treaba fiecăruia, știți bine, avocatului Trump și consilierul lui, care spunea, nu există reclamă pozitivă și negativă, există doar reclamă. Deci ca notorietate n-ai cum să compari. Iulian Dumitrescu are notorietate, care are 4 ani de șefie, Bogdan Nica are notorietate, Virgil Nanu mai puțin, și a făcut și dânsul cu funcția de prefect cu Volosevici, era o luptă foarte interesantă. Pe de altă parte, scorul PSD trage mai mult în sus tandemul Nanu și Volosevici decât Dumitrescu și Bogdan Nica, și părerea mea așa, ați văzut că le mai nimeresc. Dacă Iulian nu candidează, care forță, imagine, relații cu primarii, are foarte important. Foarte susținut de primarii care nu au plecat încă la alt partid. Din ce am vorbit cu ei, toți au spus că sunt alături de Iulian. Da. Dacă vine, nu știu, să presupunem, Hopa Mitică, na, Tudone, domnul Tudone de la CJ, pa. Dacă Iulian nu candidează la CJ, probabil nici nu o să stea să bată județul în lung și în lat. Și atunci PSD-ul, părerea mea, câștigă detașat. Dar asta era o luptă interesantă. Da. Bogdan
Nica și Iulian Dumitrescu versus Nanu și Volosevic. Dar vom vedea, adică nu se știe. Da, poate astăzi înțeleg că se discută la nivel central al PNL-ului. Vom vedea ce face și AUR, pentru că în toată țara, în toate sondajele se vorbește că AUR este o forță mai nou, dar cum spunești tu, încă nu au candidat la primăria Ploiești, nici la CJ n-au anunțat. Și vezi că nu mai au armatele pe care PSD-ul are cele mai bine organizate în județ. Da. Cred că și în ultimul sătuc din Prahova s-a dat două telefoane, au ieșit trei inși de la PSD, din poartă în poartă, pliante, bomboane, mă rog, dacă avea voie să dea bomboane, mângâiat copiii pe cap, ce frumos suntem, adică aici PSD-ul e numărul unu de departe, de multă vreme, foarte bine organizat peste tot, bine și Ploieștiul are Vestul, care e PNL-ul, pardon, unde asta mereu bine, în sud o să fie o bătălie mare, că sunt, e cel de la TC, Alexandri, care înțeleg că nu mai vrea la PNL. Deci tot în zona de PSD și ar putea să tragă. Da, vor fi și, uite, chiar poate facem și cu Oana, că Oana a făcut interviuri cu candidați, poate să ne spună mai multe Oana despre doamna Simona Domnicianu, despre domnul Polițeanu. Mi-a plăcut ce a făcut Polițeanu, acțiunile pe Facebook, dacă le făcea cu un an de zile înainte și începea și drumurile pe stradă, cred că era ok, dar la un moment dat, știu, când l-am cunoscut și eu acum un an, când a dat interviu prima dată la noi, a spus, domnule, eu zic de PNR, dar doar pe Facebook, că în presă n-am pus să ies, zice că am mai apărut în presă și când am spus de PNR, mi s-a tăiat la montaj. Și am zis, noi, hai că noi dăm drumul la filmare, că noi nu tăiem la montaj și chiar a fost ok atunci. Cred că domnul polițian putea să facă o surpriză, înțeleg că dânsul m-am uitat pe Facebook-ul său, eu cred că între puținii polițieni pe care urmăresc. Am văzut că mai vine cu dezvăluiri interesante care pot deveni știri de presă, de-aia mai mă uit și am văzut că pe anumite sondaje, mă refer la cel comandat de dânsul, stă destul de bine. Acum nu știu dacă era pe intenție de vot sau pe notorietate, că e o diferență foarte mare, dar cred că poliția nu putea să facă o chestie singură, așa, de capul dumnealui. Măcar să intre în Consiliul Local, poate să... Nu știu, nu mă pronunț, am văzut și eu cifrele, nu cred în sondaje că strase de păr mereu. Probabil sunt aproape de realitate, nu pot să zic nu, dar vom vedea, va fi interesant. Poate facem emisiune săptămâna viitoare cu Oana mai lungă și să dezbatem fiecare candidat, fiecare partid și să explicăm oamenilor care se uită la noi ce mai știm și noi în spate, să le spunem la ce să se aștepte, că totuși e un an destul de important. Nu prea îmi place nevoie despre politică, așa cum e cam scârbă, dar e important să fiți informați în perioada asta. Merită și e un să an facem... greu, cu patru rânduri de alegeri. Merită să facem o radiografie obiectivă a candidaților la primăria Ploiești, la Consiliul Poate într-o Județean. Săptămână face și AURul și avem pe toți. Da, atunci. Și avem și o imagine de ansamblu discuta. Și revenim către publicul nostru cu informații detaliate despre fiecare dintre candidați. Absolut, absolut de acord. Vorbim și cu Ana dacă vrea și ne mai trântim un birou aici și dăm drumul la treabă. Bun, cam asta ar fi pentru astăzi. Mulțumim! Mulțumim și vă invităm să ne urmăriți în continuare. We'll be right back.